Aș vrea ca în această seară să vă prezint cumva acest sfârșit de an din perspectiva astrologică, evident, de așa manieră încât să încerc să vă transmit exact ceea ce se întâmplă acum, pentru că e un moment foarte important în evoluția noastră ca omenire și sper că o să reușesc să vă transmit toate aceste informații pe care cel puțin săptămâna aceasta vine să le aducă într-un mod altfel decât cum a făcut-o până acum. Deci este așa un val de energie proaspătă și nouă care vine să ne împingă pe noi toți ca oameni, ca omenire, ca nivel de vibrație la, pe această planetă într-un mod în care să creăm ceea ce se cheamă acea nouă lume, acel nou pământ care să fie într-o conștiință mult mai înaltă, care să fie în iubire, pace, liniște și armonie. Lucru care se va, nu se va întâmpla peste noapte, evident, dar se va întâmpla într-un timp relativ predictibil, ca să zic așa, de ordinul câtorva ani care pornesc de acum înainte. Dați-mi voie să vă spun în primul și în primul rând, bună seara. Bine v-am regăsit. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine în această seară și aștept cu deosebit interes comentariile și feedback-urile dumneavoastră la sfârșitul acestei întâlniri, pentru că așa cum am zis, această întâlnire va fi puțin altfel decât celelalte, tocmai nu, nu pentru că nu va respecta, nu, nu pentru că nu voi respecta formatul pentru așa cum v-am obișnuit, ci pentru că aceste informații care vin din preajma solstițiului de iarnă și a lunii noi din Capricorn care se produce chiar înainte de Crăciun, uh, vin cu o vibrație total diferită și cu o, uh, se integrează cumva altfel în viețile noastre, și cumva asta vreau să vă prezint acum. Uh, așa cum v-am spus, formatul emisiunii este același, iată, suntem într-o săptămână în care am început numărătoarea inversă până la iminenta sărbătoare magică și plină de lumină a nașterii Domnului a Crăciunului după care câteva zile mai târziu, respectiv la sfârșitul săptămânii celelalte, vom sărbători închiderea unui an, ne vom uita înapoi să vedem ce ne-a adus anul 2022 și vom primi un an 2023 cu multă bucurie și cu mult entuziasm, pentru că vibrația anului 2023 va fi cu totul diferită decât ce am trăit în cursul acestui an și cu această ocazie vă reamintesc că joi acum, pe 22, la ora 8 seara, vă, ne vom întâlni din nou pentru a uh, vă prezenta uh, într-un mod cât se poate de detaliat, dar în același timp fără să exagerez cu timpul, uh, previziunile pentru 2023, urmând ca după aceea să ne reluăm întâlnirile săptămânale din 9 ianuarie. Dar până atunci, haideți să vedem exact cum, cum putem să integrăm cât mai bine energia momentului care, așa cum am zis, este cu totul și cu totul deosebită. Haideți să vedem în primul și în primul rând ce ne aduce această săptămână pentru că, așa cum am zis, fiecare zi vine cumva să-și schimbe hainele într-un mod în care ne împinge de la spate să facem lucrurile altfel. Primul și în primul rând ziua de mâine, 20 decembrie, este ziua în care uh, marele benefic Jupiter se întoarce în berbec și rămâne acolo până la jumătatea lunii mai anului imediat următor. Este o poziție care noi am avut-o pe perioada verii lui 2022, o scurtă perioadă de timp, dar de data aceasta vine să ne împingă de la spate, să ne împingă către acțiune, să ne împingă către curaj, să ne împingă în a căuta soluții la probleme vechi în locuri neobișnuite. Uh, și, în general, uh, cum să zic eu, uh, această poziție vine să ne uh, ajute să evoluăm prin acest curaj care ne definește ca individualitate, ca individ. Cum anume uh, uh, avem noi curajul să fim în viața noastră cât mai autentici posibil și ce suntem dispuși să facem pentru acest lucru, tocmai pentru a uh, uh, avea un progres. Jupiter în Berbec ne va face să percepem timpul și tot ceea ce va urma în lunile imediat următoare, pentru că despre aceste lucruri voi vorbi în, în, în foarte scurt timp, o evoluție foarte rapidă, așa că va trebui să faceți niște eforturi supra, suplimentare pentru a sta cumva ancorați în acest moment prezent, care e singurul care de altfel contează, pentru a nu rata șansele și oportunitățile care trec așa cu o viteză incredibilă pe lângă noi și pe care, dacă suntem cumva uh, preocupați de fie ce a fost în trecut, fie ce va fi în viitor, nu vom face nimic altceva decât uh, uh, vom rata momentul uh, și uh, momentul care ne poate aduce o creștere și o expansiune a vieții noastre, cum poate n-am avut până acum uh, prea, prea curând imediat la câteva ore, mai precis în 21 decembrie dimineața, Soarele păzește și el în Capricorn și atunci, din momentul acela, din 21 decembrie până la sfârșitul anului, până la sfârșitul acestei perioade pe care eu o analizez în această seară, vom avea o acumulare de planete în Capricorn. Respectiv, Soarele îl va, va întâlni acolo în, în Capricorn pe Venus, pe Mercur și pe Pluto, lucru care va, ne va obliga să ne gândim destul de sănăt, de, destul de serios la cum vrem să ne proiectăm într-un viitor îndepărtat care, și ce eforturi suntem dispuși să facem pentru a ajunge la acele obiective pentru care, necesit, pentru care este nevoie de multă răbdare, multă perseverență și multă muncă. Capricornul este un semn al manifestării. Și acolo, cumva trebuie să avem o mare grijă, pentru că, de obicei, în toată această perioadă și acest lucru o să probabil o să-l mai repet pe parcursul acestei întâlniri. Ne va împinge către ceea ce se cheamă această noutate care se va perpetua pe lunile imediat următoare. O idee de a fi împinși de la spate ca să facem ceva nou, cu o viteză incredibilă și nu va fi deloc ușor. Pentru că gândiți-vă ce înseamnă să te muți dintr-o casă în alta, cât de greu este ca om, dar amiltre o omenire întreagă să o muți către o altă frecvență și o altă dimensiune. Evident că este mult haos, evident că este greu unora dintre seminii noștri și nu greu, foarte greu și uh, toate aceste lucruri vor aduce destul de multă neliniște care evident uh, ne va afecta din punct de vedere mental. Deci uh, nu uitați să vă ancorați în permanență în câteva momente peste zi, cât mai des posibil în mulțumire, în recunoștință și încercați să nu intrați în uh, tăvălugul acesta al neliniștilor și al grijilor pentru că, așa cum am zis apropo de manifestare, dacă trecerea aceasta și lunile care urmează veți crede că sunt grele, grele vor fi. Dacă veți crede că sunt ușoare și vă veți, veți crede cu toată puterea dumneavoastră, ușoare vor fi. Uh, Jupiter, în aceste prime zile de uh, ale perioadei analizate, deci în zilele imediat următoare, fiind la 0 grade berbec, aduce voi vești bune, uh, aduce vești uh, bune și încurajatoare pentru întreaga lume. Ceva va veni să fie făcut public și va deveni viral în întreaga lume cu foarte, foarte mare rapiditate. Uh, pentru unii, cu siguranță, uh, toată această săptămână și toată acest sfârșit de an va aduce un început spre mai bine, o mutare, o schimbare semnificativă în viața lor, cu un pas înainte către o nouă dimensiune a vieții lor, evident, mult mai bună decât ce a fost până acum. Dar asta v-am spus presupune curaj și presupune asumare și presupune evident să fii pe fază și să culegi această oportunitate și șansă care ți se oferă. Pe partea mai puțin plăcută, pentru că acest Jupiter expandează tot ceea ce înseamnă zona aceasta de foc, poate să aducă destul de multe erupții vulcanice și tot ce înseamnă probleme legate de foc, cumva în întreaga lume. Și ajungem la momentul acela de lună nouă care este precedat pe 21 decembrie și de solstițiu de iarnă care așa cum am zis vine cu o energie foarte puternică și cumva în valuri pe care o resimțim cu toții exact în valuri. Deci cumva nu cred că uh, am avut în ultimii mulți, mulți ani de zile o asemenea, nu mi-aduc aminte să fie avut vreodată de mulți zeci de ani, o asemenea... Uh, Nevoie de a înțelege ce se întâmplă, pentru că este pur și simplu, suntem cuprinși într-un tăvăluc de, de uh, evenimente, de lucruri care parcă se, mani, se, se materializează, dar nu se materializează și acest haos uh, poate să creeze, așa cum am zis, destul de multă panică și destul de multă neliniște, lucruri pe care, de altfel, nu, a, nu vă recomand deloc să, să vi-l uh, însuși. Stați cât se poate de departe de tot ce înseamnă zona aceasta de a uh, uh, vă a cădea pradă negativismului și gândurilor care să vă aducă prea multă neliniște și prea multe griji. Așa cum am zis, luna nouă din 23 noiembrie se produce la 12 și 16 minute ora României, ea se produce la un grad 33 Capricorn, deci tot un grad, și are acea poziție prin care este foarte aproape de Pământ, ceea ce face ca efectul ei să fie amplificat extrem de mult. Ce e foarte interesant și total neobișnuit, apropo de acei magi care care prevesteau venirea lui Isus Hristos, apropo de astrologi și cumva lucrurile care se vor întâmpla în lunile imediat următoare, este un, evenim, un fenomen cu totul neobișnuit. Aceasta este a doua lună nouă, cum v-am mai spus și luna trecută, la un grad, ceea ce înseamnă un început, deci ceva care începe. Cu această poziție foarte aproape de, de, de pământ care amplifică toate aceste efecte ale ei, deci ca și cum te împinge ceva de la spate cu o forță incredibilă de a porni pe o nouă direcție. Dar, atenție, urmează încă trei luni noi, în ianuarie, februarie și martie, toate cu aceeași poziție de a fi foarte aproape de pământ, fenomen total neobișnuit, care de altfel, așa cum am zis, va veni să ne împingă de la spate către această nouă direcție. Aș vrea să fac acum un rezumat foarte scurt ca să înțelegeți de ce această lună nouă este, are niște superputeri în a ne, a ne face să ne ducem către o nouă dimensiune. Cumva cu toții știm ce a însemnat anul 2020. În, în, în începutul anului 2020 s-a produs o conjuncție între Saturn și Pluto, mai precis la 22 de grade și 45 de minute, care a însemnat ideea de a. a, a a afectat foarte puternic toate aceste structuri instituționalizate. Vorbim de biserică, vorbim de guverne, vorbim de tot ce înseamnă zona de putere și ea a fost testată în 2020, cum bine știm cu toții, prin această pandemie care ne-a dat cu toții, ne-a dat viața peste cap tuturor și care a dat viața peste cap întregii omeniri. Ea s-a prelungit cumva și în 2021. Deci, cumva, o, um, cu tremur foarte foarte puternic pe tot ce înseamnă zona aceasta de guvern, de autoritate, de uh, toate, tot ce înseamnă structuri instituționalizate care au ca uh, o formă o putere uh, supremă, uh, urmând ca din 2021 și 2022 să, să fie prezentă o altă, o, o altă Uh, un alt aspect foarte tensionat, care este rezultatul a ceea ce se întâmplă acum, respectiv, cuadratura, uh, deci tensiunea dintre Saturn și Uranus. Saturn înseamnă reguli, înseamnă lumea veche, înseamnă ceea conservatorismul, cu ceea ce suntem obișnuiți. Uranus vine și spune: Eu sunt uh, uh, revoluționarul, eu sunt rebelul, eu sunt cel care vreau să fac lucrurile în stilul meu, este, care îi dorește neapărat libertatea. Și atunci este această tensiune dintre vechi și nou, evident, cu nevoia de a ne duce către această direcție nouă. Mai mult decât atât, acest Uranus reprezintă cumva și o planetă care ne, ne face parte dintr-o galaxie, din galaxii și cumva această planetă galactică, deci ne putem aștepta ca în anii imediat următori să avem din ce în ce mai multe informații legate de cumva alte civilizații și alte sisteme care, pe care nu le cunoaștem acum și cu care putem să ajungem să fim în contact, tocmai pentru a fi sprijinit și ajutați în această evoluție deosebită pe care o trăim de la momentul acesta încolo. Ideea este că la această lună nouă despre care vă vorbeam, respectiv din 23 decembrie, este acolo o planeta Mercur care activează cumva acea conjuncție din ianuarie despre care vă vorbeam și care de altfel o să vină să ne aducă, așa cum am zis în lunile imediat următoare, o înțelegere și o perspectivă foarte clară a ceea ce au însemnat ultimii trei ani pentru fiecare dintre noi, dar mai ales la nivel de omenire. Pentru că în martie va fi o schimbare foarte puternică de, de, de energie, de conștiință, de modul cum vedem lucrurile, pentru că acolo se vor alinia altfel planetele și cumva ne vor, obi ne vor obliga pe toți, ca, o, ca oameni, să ne ducem într-o altă conștiință. Cumva, până atunci, suntem pregătiți, așa cum v-am spus, în fiecare lună de, această, de, fiecare lună de aceste fenomene de luni noi, care înseamnă începuturi. Evident că vă sugerez cu tărie ca între 21 și 23 decembrie să lansați intenții. Intenții serioase legate de cum vă doriți dumneavoastră să vă proiectați într-un viitor mediu și lung. Ce sunteți dispuși să faceți ca să vă vedeți acolo și care sunt, pentru că acolo există destul de multe aspecte care ne împing de la spate să acționăm. Nu ne punem doar o intenție și rămânem cu ea așa, ci pur și simplu care este primul pas pe care suntem dispuși să-l facem ca să ajungem acolo. Revenind la ce vă spuneam în toată povestea aceasta a ultimilor trei ani, deci din 2020, 2021 și 2022, la al cărui final suntem la un pas distanță, e bine să ținem cont de faptul că săptămâna aceasta va da startul și este cumva, va amplifica un fenomen care deja există. Ideea asta de a nu mai suporta uh, vechile reguli și vechile uh, sisteme care sunt opresive, și atunci vor fi foarte multe manifestări, foarte multe proteste, uh, oamenii uh, se vor revolta pentru că nu vor mai suporta uh, aceste uh, uh, sisteme învechite, și deja uh, în, sunt multe țări în lume unde manifestările acestea iau amploare din ce în ce mai mult. Uh, aș menționa Iran, Brazilia și mai nou Olanda. Deci cumva aceste uh, manifestări și proteste se vor amplifica pe durata acestei săptămâni. Și în săptămâna imediat următoare, pentru că la această lună nouă, acest chiron care este, uh, face legătura între Saturn și Uranus, adică între vechi și nou, uh, staționează și, -și mersul direct, și de obicei uh, pe această configurație, uh, aceste manifestări și proteste care deja există, ele iau amploare și uh, uh, se măresc ca și uh, uh, mod de manifestare. Mai mult decât atâta este foarte important să știm că vom fi testați și inclusiv din punctul de vedere al vremii, pentru că toate aspectele care sunt prezente săptămâna aceasta vor face ca vremea să fie destul de urâtă și rea și uh, condiții atmosferice de, de, uh, dificile. Uh, până spre jumătatea lunii ianuarie. Deci, în emisfera nordică, unde este iarnă, probabil vom avea destul de multe căderi de zăpadă și însoțite cumva și de acele ploi înghețate, care fac destul de dificilă orice fel de activitate într-o astfel de vreme pe de altă parte însă în emisfera sudică unde este vară, cu siguranță vara vara va fi mult mai rece decât cu temperaturile destul de ridicate cu care suntem obișnuiți în zona aceasta de vară. Deci această lună nouă cu siguranță aduce iarăși niște amplificări și niște manifestări de condiții meteo extreme, dar cumva și toate zilele imediat următoare până spre Revelion și așa cum am zis se vor prelungi până la, cam la jumătatea lunii ianuarie, toate aceste fenomene vor fi cumva destul de prezente, chiar dacă ne vor mai slăbi o zi, două, trei, ele cumva cel puțin la nivel de vreme rece cu siguranță o va fi destul de prezentă. Ce mai... Deci, nu uitați că această lună nouă vine cu o energie foarte puternică pe ideea de noutate, deci încercați să o gestionați cât mai corect, așa cum am zis. Chiar dacă nu aveți neapărat idee către un obiectiv foarte clar pe care să vi-l setați acum, încercați cel puțin să rămâneți în vibrația pozitivă, în vibrația de pace, de liniște, de iubire, nu de iubire romantică, de ideea de fluturaș în stomac. Și alte, ci pur și simplu de ideea de a, a fi conectat cu această bucurie de viață, bucuria de a trăi, bucuria de a fi aici, care de altfel ne aduce într-o stare și într-o vibrație foarte înaltă. Dacă nu puteți să faceți singuri asta, cereți ajutorul, conectați-vă cu oameni care au o asemenea stare sau pur și simplu aduceți-vă toate acele. faceți lucruri care să știți că vă pot ancora și vă ține cât mai mult în această stare de bine. Pentru că, așa cum am zis, dacă veți crede că e ușor și va fi, vor fi ușor toate aceste treceri, cu siguranță ele așa vor fi. Credeți contrariu, exact așa cum v-am zis, lucrurile se vor întâmpla precum veți crede. Pentru că așa cum v am zis, vă repet, această lună nouă în, 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 această lună nouă în capricorn vine să manifeste, să vă împlinească ceea ce doriți, așa că încercați să, doriți, să vă doriți cât mai multe lucruri bune. Este bine să ținem cont de faptul că acolo vom avea destul de multă șansă și destul de mult noroc Deci vine cu această lună nouă are niște aspecte foarte frumoase de șansă și de noroc acest Jupiter la 0 grade pentru cine vrea să-și aducă aminte ca să aibă o, o, un punct de reper a mai fost în iunie 2010 sau ianuarie 2011 deci cumva dacă aveți a, o amintire importantă legată de acele, aceste două date ele cumva în spirală vin să se repete și să se manifeste la un nivel mult superior față de ce a fost atunci. Uh, Jupiter, cum, uh, uh, așa cum am zis, vine cu o expansiune, cu succes, cu șansă, cu o, ex cu o extindere de viață, uh, cu o îmbunătățire a calității vieții, uh, care în, uh, poate veni prin conectarea cu oameni care au idealuri înalte și valori foarte frumoase prin călătorii, prin studii, prin tot ce înseamnă extinderea uh, conștiinței și a capacității de a percepe lucrurile, uh, și în momentul acela vor apărea soluții și vor apărea noi direcții care să fie extrem de favorabile pentru dumneavoastră în perioada imediat următoare. Deci uh, notați această zi de 23 decembrie, luați în calcul și solstițiul de iarnă și încercați cumva să vă conectați, deși suntem în febra pregătirilor pentru Crăciun, dați-vă uh, timp să faceți uh, să vă conectați cu, cu sufletul dumneavoastră, cu tot ce înseamnă uh, partea aceasta de bun și frumos, uh, care să vă ofere uh, șansele și perspectivele de a materializa, a materializa cât mai multe lucruri uh, frumoase. Um, sunt multe lucruri despre care uh, sunt mulți oameni la momentul acesta și oameni de știință remarcabili, care vorbesc de aceste valuri de energie de care vă spuneam la un moment dat și care vor fi prezente în lunile imediat următoare, iar astrologia este una din, uh, unul din instrumentele uh, autentice, care vin să valideze uh, aceste începuturi de care vă ziceam. Și cumva cred cu tărie că luna martie, pentru că și acolo vom avea tot în preajma echinocțiului de primăvară o. Uh, lună nouă foarte puternică, dar care vine cu schimbările de, 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 de care vă, vă ziceam mai devreme, cumva acolo va fi apogeul a ceea ce începem să trăim, cumva încet încet încă de luna trecută. Și vom fi cu toții mai dorni să ne ajutăm, să trăim într-o umanitate care chiar să se conecteze și să se sprijine, pentru că doar așa și doar împreună putem reuși și putem ajunge acolo unde ne dorim. Bun, deci despre această lună nu ar fi mult de spus, însă este bine să țineți cont doar că are o energie extraordinar de bună și de puternică și este perfectă pentru a manifesta cât mai multe intenții legate de ce anume vreți să faceți în viața dumneavoastră, chiar așa cum am zis, pe termen lung. Perioada analizată, pentru că v-am zis că o analizez până după Revelion în această seară, mai are, mai are niște aspecte importante. Următorul pas este start Mercur retrograd. Deci ajungem la 29 decembrie, când Mercur staționează și, și începe mersul retrograd până în 20 ianuarie de la 24 de grade Capricorn grad care înseamnă iarăși tot ce ține de zona guvernamentală el în momentul în care își începe mersul retrograd va face o conjuncție cu Venus care se va afla și el tot acolo la 24 de grade Capricorn e bine să ținem cont de faptul că așa cum am zis manifestările și protestele vor fi foarte prezente în toată această perioadă și cumva se vor și extinde și se vor... Amplifica. În general, această zi de 29 decembrie e bine să țineți cont de cei care alege să călătoriți în această zi pentru că aduce destul de multe încurcături pe tot ce înseamnă trafic de toate felurile, de la trafic rutier, aerian, deci feroviar, deci fiți înțelegători și blânzi pentru această dată pentru că este una cu provocări dar pentru că toată această perioadă până când Mercur își va închide mersul retrograd, combinat cu Martele care este și el într-un tot într-un semn al comunicării în Gemeni care va, își va termina retrogradarea tot la jumătatea lui ianuarie, anul, jumătatea lunii ianuarie a anului viitor. E bine să țineți cont de faptul că în aceste zile comunicarea nu va merge neapărat foarte nu va funcționa neapărat foarte autentic. Și e bine să le evitați în acest sfârșit de an, pentru că tot e cu sărbători, să luați decizii majore, pentru că aceste decizii majore nu le veți lua cu minte limpede și cu siguranță veți regreta sau uh, consecințele uh, acestor uh, decizii majore nu vor fi deloc uh, unele favorabile sau nu veți obține rezultatele pe care vi le doriți de la, uh, de la ele. Deci uh, e bine să țineți cont de faptul că, pe de altă parte, uh, aceste aspecte pentru ziua de 20. 9 decembrie și sfârșitul de an vor testa relațiile. Relațiile sentimentale de data aceasta, relațiile personale, pentru că în general la sfârșitul de an tindem să ajungem, să ne petre... Barea majoritatea oamenilor își petrec uh, 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 aceste zile de sărbătoare cu oamenii cei mai dragi din viața lor. Acolo, cumva vor exista foarte multe teste pe relație, tocmai datorită faptului că vor ieși la suprafață tot felul de de frustrări și de mulțumiri poate acumulate în foarte mult timp. Și atunci uh, unii dintre noi își vor, vor, vor reconsidera poziția în cadrul unei relații, vor exista separări, vor exista despărțiri. Lucruri care, de altfel, dacă se întâmplă, nu e că se întâmplă peste noapte, ci vin ca o consecință a faptului că în acea relație lucrurile probabil nu funcționează și nu merg de foarte mult timp anul debutează cu un aspect foarte intens apropo de relații în ziua de 1 ianuarie când Venus și Pluto se întâlnesc într-o conjuncție la 27 de grade Capricorn Toată ace deci, cumva gândiți-vă că din 29 decembrie până în 1 ianuarie, cumva toate aceste aspecte se amplifică din ce în ce mai mult. Și atunci cumva, acest, acest aspect pro, poate ajunge să creeze șantaj, poate șantaj emoțional, șantaj financiar. Tensiuni foarte mari în relațiile care nu funcționează bine până la. Pe, cum, explozii din acestea de gelozie, de posesivitate care nu fac nimic altceva decât să strice într-un mod foarte urât un început de an și să strice o relație de cele mai multe ori într-un mod destul de, de serios. Deci țineți cont de faptul că sfârșit, dacă Crăciunul are totuși o energie pozitivă și vine cu o energie destul de frumoasă, începutul de an însă vine cu destul de multe teste, mai ales pe zona de relații personale Evitați, dacă se poate, în începutul de an întâlnirile cu oameni pe care noi cunoașteți și mai ales în zonele mai puțin publice, pentru că, așa cum am zis, poate scoate toți demonii din oamenii care nu sunt neapărat foarte echilibrați și acolo se pot crea tot felul de violențe deloc plăcute. Ca un, ca un final așa legat de toată această perioadă pe care o am, am analizat-o în această seară, respectiv de astăzi până în 2 ianuarie, țineți cont de faptul că acest capricorn vrea să ne asumăm responsabilitatea și pentru ceea ce înseamnă sănătatea noastră și cu așa o mare concentrare pe acest semn al sobrietății, al seriozității, al promisiunilor serioase făcute și onorate. Și sănătatea va fi destul de testată în toată această perioadă și poate chiar pentru unii care nu iau niște măsuri serioase de a-și îmbunătăți stilul de viață care a dus la o anumită afecțiune, lucrurile se pot înrăutăți destul de mult, mai ales în a doua săptămână, respectiv în săptămâna imediat următoare. Dar să sperăm că veți fi suficient de înțelepți și veți înțelege că, până la urmă, deciziile pe care le luați și starea mentală pe care o abordați în anumite Situații nu tocmai grozave, vă pot ajuta să ieșiți cu foarte mare ușurință și să treceți în extrema omului care începe să se recupereze și să se vindece. Acestea fiind spuse, m-am gândit să vă spun pe scurt și rapid tranzitul lunii pentru toate aceste două săptămâni. La momentul acesta, luna se află în Scorpion și va rămâne acolo până în 21 decembrie, la ora 9 și 12 minute. Scorpionul guvernează uretra și tot ce înseamnă colonul, intestinul gros, colonul și organele sexuale. Este o poziție care ne face să fim extrem de intuitivi și pasionali în același timp, dar ne favorizează și dezechilibrele și emoțiile mai puțin plăcute. Dar e bine să ținem cont de faptul că putem face lucruri care să îmbunătățească funcționalitatea acestor organe dar nu operații chirurgicale. Uh, oricum, suntem în perioada lui Marte retrograd, așa că și în perioada sărbătorilor bine ar fi să ținem cont de faptul că operațiile de urgență sunt un succes în această perioadă, însă e bine să evităm, dacă avem de ales, până în 20 ianuarie, să abonăm uh, orice fel de intervenție chirurgicală, uh, cumva până la acel moment când uh, cumva, tot așa ca o chestie nefirească, toate planetele vor fi în mers direct, ceea ce vine să ne împingă de la spate, să începem să aplicăm toate lucrurile care le-am primit până acum. Revenind la lună, 21 decembrie 9 și 12 până în 23 decembrie 9 și 49 de minute, luna se va afla în semnul săgătorului. Sărget sărgetătorul cu guvernează uh, ultimile vertebrale, ale coloanei vertebrale și coapsele, dar în general este o poziție a lunii care ne dă curaj ne dă. Pă, ne, sunt zilele în care putem să avem cele mai multe acțiuni și uh, cele mai multe pă, um, lucruri făcute, în foarte, lucruri multe făcute în scurt timp, dar atenție la exagerări, pentru că pot apărea destul de multe accidentări, mai ales, așa cum am zis, în zona uh, picioarelor. Săgetătorul guvernează, pe de altă parte, și funcționalitatea ficatului și fiind într-o uh, perioadă încă de lună descrescătoare, putem alege pentru iminentul... Uh, uh, Crăciun să facem măcar o jumătate de zi o detoxifiere a ficatului, care nu ar fi decât de foarte bun augur. Din 23 decembrie 9 și 49 de minute până în 25 decembrie dimineața la ora 9 și 13 minute, luna se va afla în semnul Capricornului, unde în 23 decembrie dimineața, după cum la prânz știți că avem și lună nouă, o zi excelentă pentru post negru și pentru ridicarea sistemului imunitar și nu numai sistemul imunitar, ci amplificarea stării mentale pozitive este luna în Capricorn, guvernează pielea și um, um, sistemul osos, așa că în aceste zile cei care știți că aveți afecțiuni de acest gen se pot înrăutăți. E bine însă totuși să țineți cont de faptul că nu sunt deloc uh, de recomandate operațiile chirurgicale în zonele menționate, însă putem face tratamente reușite pentru piele, pentru hidratarea ei și uh, în aceste zile putem să fim foarte serioși și foarte asumați în a face aceste pregătiri pentru ziua de Crăciun. Ziua de Crăciun după ziua de 9, deci după 9 și 13 minute, până în 27 decembrie dimineața la ora 9 și 33 de minute, luna se va afla în semnul vărsătorului ceea ce va face ca aceste zile de Crăciun să fie foarte bune pentru socializare, pentru întâlnit cu prieteni, pentru schimbat idei și cumva de comunicat cu destul de multă ușurință, așa cum am zis, energia aceasta, deci, energiile prezente pentru Crăciun sunt unele extrem de bune și de favorabile, însă la anul. 9 lucrurile nu stau la fel de bine. Deci zile excelente de socializare. Vărsătorul guvernează însă gamba și articulația călcăiului, circulația sângelui în general e bine, e bine să evitați, spre exemplu, frigul în zona extremităților mâini-picioare, dar e bine să țineți cont de faptul că dacă stați foarte mult în picioare s-ar putea să vă resimțiți, mai ales dacă știți că aveți o afecțiune în aceste zone. Evident nu sunt recomandate operațiile chirurgicale în zonele menționate. Din 27 decembrie 9 și 33 de minute până în 29 decembrie la prânz 12 și 35 de minute luna se va afla în semnul peștilor. Atenție în zilele cu Lună în pești, la metabolizarea substanțelor de tip alcool și tot felul de alte substanțe care, inclusiv medicamente care nu fac neapărat foarte bine uh, corpului, pentru că se metabolizează într-un mod uh, rapid și atunci vă puteți resimți destul de uh, mult. Însă, uh, e bine ca în aceste zile să vă conectați un pic și la sufletul dumneavoastră, să meditați, să vă rugați, să uh, faceți niște lucruri care să vă aducă mai multă liniște și mai multă pace, pentru că ne apropiem oricum de ziua de 1 ianuarie care dă startul unui nou an din 29 decembrie 12 și 35 de minute până în 31 decembrie seara la ora 19 și 8 minute luna se va afla în semnul berbecului în aceste zile cu siguranță dacă sănătatea noastră nu este foarte bună, vom avea dureri de cap și eventual și sângerări nazale și atunci, asta este un semn pe care organismul vi-l uh, transmite ca să faceți să luați niște măsuri urgente de înainte să se instaleze o boală cu guvernează tot ce înseamnă capul până la nivelul ochilor deci uh, până la nivelul nasului, deci uh, atenție la ochi și la nas și la dureri de cap care de altfel așa cum v-am zis vă indică niște dezechilibre serioase la nivelul întregului uh, corp din 31 decembrie 19 și 8 minute până în 3 ianuarie dimineața la 4.45, luna se va afla în semnul Taurului, ceea ce înseamnă că e bine să ținem cont de uh, revelionul, de primele zile ale anului, pot fi petrecute cu foarte multă uh, bucurie, atâta timp cât alegem să stăm pe lângă casă, pe lângă oamenii care știm că sunt calmi și liniștiți, pentru că Taurului, așa ce plac lucrurile simple, oamenii, petrecerile simple, mâncarea simplă ca la mama acasă și și cumva uh, lucrurile oarecum tradiționale. Deci, uh, cam taurul de altfel guvernează urechile, uh, maxilarele, gâtul și, în ultimul rând, tiroida. Deci, uh, e bine să țineți cont de faptul că aceste zone pot fi testate în sfârșitul și începutul de an. Acestea fiind spuse, haideți să trecem și să vorbim rapid de cele 12 semne care uh, uh, ale zodiacului și începem cu semnul săgetătorului în care încă ne aflăm. Săgetătorul este primul care se va bucura de ziua de mâine pentru că planeta care îi guvernează Jupiter va trece în berbec în casa 5 unde va rămâne până la jumătatea lunii mai a anului imediat următor, așa că se dă startul la tot ce înseamnă iubiri, uh, aprind, uh, iubiri noi, aprinderea, uh, flacării, uh, aprinderea pasiunii în relațiile deja existente. Uh, aducerea de copii în relațiile care funcționează deci în căticile care sunt funcționale și cumva există dorința de a apărea un copil cu siguranță se va întâmpla în perioada respectivă însă vor găsi și noi moduri de a se recrea, de a se distra de a-și descoperi noi hobby sau de a-și găsi mai mult timp pentru hobby-urile care le fac inima să tresalte și să le aducă ceea ce se cheamă acel entuziasm caracteristic lor. Pentru ei luna nouă din 23 decembrie se produce în casa a doua, și atunci e bine să țină cont de faptul că au șanse de a-și redefini valorile, de a se gândi mai serios cum să câștige mai mulți bani. Și acest lucru poate să vină ca o, ca o nevoie de a face ceva concret pentru acele hobby de care vorbeam mai devreme pentru că dacă ai o pasiune, dacă poți să faci dintr-o pasiune ceva care să-ți și producă un anume venit și să-ți rotunjească veniturile ăsta este un moment foarte bun să încep să faci acest lucru. Deci această lună nouă îi obligă pe săgetători să se gândească foarte serios cum anume își pot rotunji veniturile și acest lucru o pot face așa cum am zis apelând la oameni care să-i recomande pentru că se fac foarte repede plăcuți și cunoscuți sau pur și simplu făcând niște lucruri concrete pentru a-și pune la treabă hobby și pasiunile pe care ei le au deja și le pot dezvolta de acum înainte mult mai bine. Pe de altă parte, această lună nouă, așa cum am zis fiind în casa a doua, trebuie să fie legată și corelată foarte bine cu valorile lor și atunci dacă nu vă simțiți neapărat la o stare de bucurie, de liniște, de pace, Veți avea tendința să cheltuiți probabil prea mulți bani, veți avea tendința să consumați prea multe uh, alimente, băutură, dulciuri și așa mai departe, care nu vor face nimic altceva decât vă vor duce într-o uh, uh, stare de mai puțin bine, din ce în ce mai greu de dus, lucru care nu vă va face bine nici măcar pe sănătate și cu atât mai puțin pe sistemul digestiv. Deci e bine să țineți cont de faptul că aveți o șansă și o oportunitate foarte mare de a vă gândi cum să fiți mai valoroși la propriu sau cum să faceți în așa fel încât să câștigați mai mulți bani pornind de la acest moment încolo pentru că șanse și oportunități cu siguranță vor exista. Pentru săgetători din 29 decembrie până spre 20 ianuarie acest mercur retrograd vine să le, să aducă, să, să le aducă nevoia de a fi mai cumpătați cu banii, de a înțelege unde anume greșesc când nu reușesc să-și atingă toate obiectivele și țelurile care care le au pe de zona financiară să îi facă să se gândească mai serios de cum anume pot ajunge chiar să-și facă un buget de venituri și cheltuieli foarte echilibrat și cumva raportat la niște nevoi concrete pentru 2023. Li se pot întoarce bani împrumutați, dar pe de altă parte este bine să țină cont de faptul că tot ce înseamnă partea de bani și de valori va fi destul de mult în preocuparea și în gândurile săgetătorilor pe acest fârșit de an și început de an 2023. Acestea fiind spuse, haideți să trecem mai departe și să vorbim despre Capricorn. Pentru Capricorn, data această perioadă înseamnă una de foarte mare bucurie pentru că au fost privați de energie destul de mult timp și cumva din 21 decembrie încolo, de când soarele se mută alături de celelalte planete în semnul lor, au vitalitate, au energie, au idei. Ca să nu mai vorbim de faptul că luna aceasta, nouă din 23 decembrie, se, se, se întâmplă în, în semnul lor, ceea ce le dă o posibilitate de a-și regândi viața, atât sentimental, cât și ca sănătate, cât și ca profesie. Mai ales că vor avea destul de multe șanse și destul de multe oportunități să descopere lucruri noi despre ei. Fie că uh, își dau seama că au tot felul de, de uh, convingeri pe care le-au luat de la părinți și de data aceasta cumva se pot elibera de ele de așa manieră, încât să ajungă la un uh, mai mare nivel de, de, de uh, uh, Abundență de stare de bine în viața lor. Pentru unii dintre capricorni se poate întâmpla să își dorească să se mute într-o altă țară ca să poată să evolueze așa de mult cum își doresc ei, pentru că poate exista nevoia de a se muta într-o altă casă. Deci, cumva vor face niște schimbări destul de importante pornind de la această lună nouă pe durata lunilor imediat următoare, dar ideile și intențiile și lucrurile pe care ei le vor dori pentru ei. Și pentru viața lor se vor pune în practică în următoarele două săptămâni pornind de la această lună nouă. E bine să ținem cont de faptul că există și Capricorn care își vor schimba viața un an întreg. Respectiv, cei care au data de naștere între 21 și 25 decembrie vor avea un an întreg această energie a lunii noi să o uh, uh, gestioneze până la următoarea lor aniversare și atunci cu siguranță viața lor când se vor, aju vor ajunge la sfârșitul 2023 vor constata că au schimbat foarte multe pe toate domeniile de viață ale lor. Capricornii sunt cei care vor avea cel mai multe de de pe urma acestui Mercur retrograd, din care a, a, a Carei perioadă de debut este 29 decembrie, pentru că a, vor înțelege mai multe despre ei înșiși, vor fi foarte centrați pe ei înșiși. Atenție că în relațiile cu ceilalți s-ar putea să păreți destul de egoiști și destul de centrați, poate chiar prea mult pe nevoile dumneavoastră, dar, pe de altă parte, aveți nevoie de acest lucru ca să vă puteți repoziționa corect pe toată, pe toată energia asta a noutății, care, într-un fel sau altul, vă împinge să luați niște decizii atât pe ceea ce înseamnă zona de carieră, pe zona de locuință, pe zona de sănătate, mai ales. Deci, cumva, să vedeți în ce măsură puteți să luați niște decizii pentru a vă îmbunătăți viața pe toate domeniile. Și, în momentul în care deciziile dumneavoastră sunt corecte, vor apărea și resurse, vor apărea și oameni, vor apărea și circunstanțe care să împlinească destul de repede aceste decizii pe care dumneavoastră le doriți. Cu un Jupiter în berbec în casa patra, evident că pentru uh, Capricorni următoarele luni de zile vor fi unele favorabile pentru vânzare-comporare de locuință, pentru construcția unei locuințe noi, pentru îmbunătățirea relațiilor cu familia și pentru pur și simplu, așa cum am zis, descoperirea de uh, noi lucruri care să-i uh, ajute să înțeleagă ce anume îi face să se simtă cu adevărat valoroși și împământați în această, în această existență? Care este talentul lor cel mai mare pe care să-l pună la treabă de așa manieră încât să obțină și venituri de pe urma lor? Trecem mai departe și vorbim despre vărsător. Pentru vărsători, perioada imediat următoare, din 21 decembrie, s-ar putea să fie una dintre cele cea mai dificilă, pentru că soarele se mută la incasa, 12 acolo există și Mercur și Venus și Pluto și atunci cumva ei au în primul și în primul rând nevoie să fie atenți la sănătate și în al doilea rând e bine să țină cont de faptul că dacă au dușman, dacă știu că sunt oameni care nu le vor neapărat binele, s-ar putea ca în perioada imediat următoare, pe durata a câteva, a câteva săptămâni de acum înainte, aceștia să descopere că uh, oamenii aceștia cumva lucrează în spatele ușilor închise mai mult ca de obicei. Lucru care evident că nu o să le facă în niciun caz să le aducă o stare de bine. Inclusiv această lună nouă care se va produce pe 23 decembrie, la ei se produce în casa 12 și atunci este o perioadă în care vărsătorii au nevoie să petreacă timp cu ei înșiși probabil că vor fi destul de dornici să își facă tot felul de introspecții legate de modul cum gândesc, de modul cum reacționează la tot felul de situații, ce anume împiedică să și atingă anumite obiective pe care cumva le-au tot avut și ceva în, în, în parcursul pe care l-au avut pentru atingerea respectivelor țeluri obiective, s-au tot oprit, au tot apărut obstacole și cumva acum le pot identifica destul de bine în subconștientul lor de așa manieră cât să se debaraseze de ele. Este foarte posibil ca în perioada imediat următoare vărsătorii să aibă nevoie în primul și în primul rând de mai multă odihnă. Poate mai multă conectare cu natura, deci cumva să, să vă găsiți timp de așa manieră să vă încărcați bateriile pentru că așa cum am zis nu e neapărat o perioadă în care să fiți la nivelul dumneavoastră de energie dar avem nevoie și de perioade de genul ăsta puteți descoperi foarte multe lucruri interesante despre dumneavoastră așa cum am zis luna asta nouă să vă dea foarte multe idei de cum anume să vă proiectați viața de la din 21 ianuarie de când practic începe sezonul vărsătorilor și atunci veți putea merge cu motoarele pornite pe, pe direcțiile pe care acum cumva le gândiți și le proiectați dar pe de altă parte așa cum am zis este o perioadă foarte bună să și vă Popiți dintr-un tumult și să vă dați timp pentru dumneavoastră înși vă. Ce e bine de știut este că învățătorii vor avea parte de o minte foarte activă în perioada imediat următoare și atunci pot învăța foarte ușor ceva, pot călători destul de mult, își pot îmbunătăți relațiile cu frați, surori, pot face și cu siguranță vor face destul de multe cursuri în care să învețe poate chiar niște limbi străine noi sau ceva care să le aducă un plus pentru uh, uh, valoarea lor și pentru competența pe care vor să o aibă, la, mai ales la locul de muncă. Um, mercur retrograd uh, din 29 decembrie încolo, la ei, uh, um, întâmplându-se în continuare în casa 12a, e bine să țină cont de faptul că au nevoie să vorbească mai puțin și să asculte mai mult să fie rezervați cu cuvintele. În schimb, este o perioadă în care dacă vărsătorii au o relație deci cu partenerul, partenera de viață, soțul, soția, este foarte posibil să aibă nevoie să petreacă un timp cu aceștia tocmai pentru că au nevoie de sprijinul și suportul lor și cumva au și o capacitate foarte mare și o empatie față de acesta, aceasta, de așa manieră încât să-și îmbunătățească foarte mult relația pe care deja o au. Însă, pe tot ce înseamnă relațiile noi, aici există o destul de mare rezervă, nu e un moment foarte bun pentru vărsători nici să înceapă o relație nouă, pentru că acolo vor descoperi că probabil sunt tot felul de lucruri care să împiedice ca această relație să fie una foarte bună sau cumva vor avea destul de multe obstacole și neplăceri. Nici investițiile financiare nu sunt ceva care să fie în atenția vărsătorilor în următoarele săptămâni. Vor exista pe perioade mult mai bune pentru acest lucru, ci pur și simplu acum e nevoie doar de o introspecție serioasă, um, inclusiv ideea de a semna niște contracte și de a uh, renegocia niște contracte care poate nu -au, la momentul respectiv nu le-a semnat în condiții avantajoase, vă poate fi de bun augur în perioada imediat următoare. Pești. Pentru pești, uh, uh, perioada imediat următoare este una de socializare și este una în care prietenii au un rol foarte important în uh, a vă oferi perspective noi asupra lucrurilor pe care uh, le uh, doriți să le... Um, manifestați în viața dumneavoastră sau pur și simplu pentru a vă oferi cunoștințe, relații, oameni care să vă ajute și să vă sprijine pentru a vă împlini obiectivele și visele pe care le aveți. Această lună nouă se produce pentru pești în casa 11 deci este un moment foarte bun să vă regândiți participarea și asocierile pe care le aveți în diverse grupuri și diverse entități care sperați dumneavoastră să vă susțină și să vă sprijine în evoluția dumneavoastră mai ales acele grupuri cu care aveți, în care sperați să aveți oameni asemenea dumneavoastră. Fie alegeți să plecați într unele din ele și să intrați în altele în care sunt mult mai benefice evoluției dumneavoastră actuale este un moment foarte bun pentru pești de a-și regândi și planul financiar, pentru că acest Jupiter care la dumneavoastră se mută în casa a doua va aduce destul de multe șanse și oportunități de a vă spori câștigurile, de a vă spori finanțele, de a găsi noi metode de a face bani și acest lucru nu poate decât să vă dea o stare de bine. Deci e bine să țineți cont de faptul că puteți întâlni oameni noi care să vă devină prieteni foarte buni în foarte scurt timp, puteți întări prieteniile actuale sau ce e foarte important este să țineți cont de faptul că toate aceste configurații vă vor face destul de generos și destul de altruist în perioada imediat următoare încât și dumneavoastră înși vă puteți fi la, pentru prietenii apropiați un sprijin și un ajutor în cazul în care aceștia nevoie de dumneavoastră. Toată această lună nouă vă poate aduce inclusiv lămurirea și pe viață și pe viața sentimentală, pentru că fie un prieten care v-a fost alături poate să devină mai mult decât atât sau cumva prin intermediul prietenilor puteți cunoaște pe cineva o relație nouă care să pornească ca cu destul, destul de promițătoare pe termen lung dar ce e foarte important este că și dacă sunteți într-o relație cu siguranță socializarea va fi destul de puternică în, în perioada imediat următoare ca și cuplu cu prieteni comuni. Mercur retrograd din 29 decembrie până în 20 ianuarie 2023, pentru dumneavoastră vă va face să vă repoziționați legat în tot ce înseamnă conceptul de prietenie, conceptul de a fi membru dintr-o anumită, așa cum am zis, asociație, grup de interese, care e cumva ca îl considerați ca fiind important pentru evoluția dumneavoastră. Deci să pot întoarce prieteni din trecut, puteți lămuri situații care poate până acum nu s-au lămurit între dumneavoastră și oameni care sunt importanți pentru viața dumneavoastră și tot ei vă pot ajuta să găsiți acele informații legate de cum anume să faceți de așa manieră încât să ajungeți să aveți mai mulți bani în viitor. Pentru că acești unii dintre prieteni pot fi oameni foarte influenți care să vă sprijine în evoluția dumneavoastră. Viitoare. Berbec. Pentru Berbec, care este semn cardinal și va beneficia din plin de această lună nouă din 23 decembrie, lucrurile sunt foarte frumoase din două puncte de vedere. O dată pentru că Jupiter de mâine se, mută, se întoarce înapoi după ce a fost asta vară în semnul lor, deci va rămâne în, semn, în, în zodia Berbecului până la jumătatea lui mai 2023. Iar această lună nouă din 23 decembrie se produce la ei în Casa 10, -a, respectiv în tot ce înseamnă statut social, în tot ceea ce înseamnă carieră, drum în viață. Deci, perioada imediat următoare pentru berbeci va fi una de extindere, de expansiune de viață, de lucruri care să le aducă o accelerare a. Creșterii domeniilor de viață care sunt cu adevărat importante pentru ei, mai ales pe zona de carieră și de statut social. Fie că Întâlnesc oameni noi, fie că apar șanse, așa cum am zis, Jupiter înseamnă și străinătate, fie că încep să călătorească sau să acceseze străinătatea pentru o poziție mai bună în ceea ce privește zona de carieră. Atenție însă că fiind foarte vizibil în perioada imediat următoare, trebuie să aveți grijă cum vă prezentați pentru că puteți intra foarte ușor într-o zonă de scandal dacă anumite lucruri nu sunt neapărat la un nivel de moralitate și probitate care să vă facă așa cum își dorește Capricornul să fiți cu adevărat respectabil pe tot ce înseamnă zona de carieră și statut social. Pe de altă parte e bine să țineți cont de faptul că această lună nouă vine să vă dea șansa de a accesa poziția pe care vă doriți. Un nou job, o nouă direcție, poate chiar o nouă direcție în carieră pentru cei care într-un fel sau altul gândesc de ceva timp să facă această schimbare serioasă pe drumul lor. Chiar dacă acum apare doar acea acest prim pas pentru că în perioada imediat următoare berbecii vor avea curaj și vor avea curaj să și împlinească atât viața personală cât și viața profesională și cumva să uh, uh, și îmbunătățească pentru că acest Jupiter așa cum am zis uh, el aduce șanse și oportunități și în viteză inclusiv sănătatea s-ar putea să fie să constate că au mai multă energie iar sănătatea lor se îmbunătățește pur și simplu printr-o stare mentală mult mai bună de la zi la zi. Atenție însă că în continuare aveți destul de multă provocare pe tot ce înseamnă zona de relaxare mentală și probabil sunt destui oameni în jurul dumneavoastră care vă provoacă, mai ales oameni aflați în comunitatea în care locuiți sau lucrați, frațurori care probabil aveți destul de multe certuri și destul de multe provocări de pe urma lor. Pentru uh, berbecii care vor extrage maximum din uh, lucrurile pe care le-am spus mai, mai devreme sunt cei a căror date de naștere se află în intervalul 21-25 martie sau își cunosc ascendentul și știu că l-au în primele 4, grade de, primele 4 grade ale berbecului. Mercur retrograd din 29 decembrie până în 20 ianuarie 2023 va aduce destul de multe lămuriri pe acest drum al carierei. Fie va aduce lămuriri și vă va aduce în, în, în poziția de a lămuri lucrurile cu anumiți șefi autorității ai dumneavoastră, fie pur și simplu vă va aduce o posibilitate de a vă întoarce într-un loc de muncă unde de altfel ați fost la nivelul pe care vi l-ați dorit sau pur și simplu se repoziționează anumite lucruri în ceea ce privește zona de carieră și inclusiv de statut social. Deci pentru berbeci aceasta este o perioadă foarte bună pentru aș, deși e perioadă de sărbători, aș regândi viața pe ceea ce înseamnă tot ce înseamnă zona de carieră. Taur. Pentru tauri, teoretic, viața ar trebui să fie destul de frumoasă și să aibă destul de multe șanse și oportunități, pentru că, odată, această lună nouă la ei se produce în Casa nouă și le dă posibilitatea, ei fiind niște oameni destul de rigizi și destul de conservatori, să, via să vadă viața cu alți ochi și cu să se deschidă către noi oportunități cu mult mai ușor decât ar face în orice alte considerente. Și atunci fie că își dau voie să își însușească o nouă filozofie de viață, să facă anumite schimbări în ceea ce privește dinamica unei relații, să călătorească în locuri în care până acum nu și-ar fi uh, propus și n-ar fi fost zone de interes, ca să nu mai vorbesc de faptul că s-ar putea ca unii dintre tauri să constate că în perioada imediat următoare vor fi foarte ocupați pentru că, pe lângă toate activitățile pe care le fac, își mai dau uh, uh, voie să facă un curs care să le aducă mai multă uh, competență la locul de muncă și astfel să le asigure o avansare pentru că acolo vor începe să leagă destul de multe roade pe tot ce înseamnă zona de carieră ca urmarea um, um, eforturilor pe care le-au depus și cumva extra responsabilităților pe care le-au dus în, în spate în ultimii 2-3 ani de zile. Dar aceste lucruri se vor vedea în lunile imediat următoare. Acum este vorba de, pur și simplu, de integrarea acestei perspective de viață nouă. Fie își găsesc un uh, mentor, fie, pur și simplu, uh, or să dorească să fie în uh, conjurație de oameni care au uh, un uh, Oare sunt, sunt destul de elevați de la care au ce să învețe, de la care uh, se pot inspira să trăiască într-un mod mai uh, uh, altfel decât cum au făcut-o până acum? Uh, Taurii e bine să țină cont de faptul că în perioada imediat următoare s-ar putea să nu fie neapărat într-o foarte mare dorință de socializare, dată fiind trecerea poziției uh, de planetei Jupiter în Berbec la ei, în casa 12 de mâine începând. Și atunci, uh, uh, vor prefera uh, socializările cu persoane foarte apropiate pe care le cunosc uh, foarte bine sau așa cum am zis, vor fi destul de selectivi în perioada imediat următoare legate cumva participarea la petreceri grandioase cu mulți oameni pe care cu siguranță uh, nu le vor uh, agrea de niciun fel vor dori să stea mai mult ei cu ei înșiși, și în același timp e bine să țină cont de faptul că această poziție le poate oferi ajutorul acela divin, neașteptat și miraculos, care să apară pentru rezolvarea la tot felul de situații care pe care ei vor să le aibă rezolvate. Dacă uh, taurii vor călători în perioada imediat următoare, cu siguranță vor avea niște momente foarte frumoase în călătoriile lor, iar dacă vor avea nevoie să uh, întâlnească, dacă vor întâlni pe cineva nou cu care să pornească într-o relație de iubire, cu siguranță acea persoană va trebui să fie uh, pe această nevoie de a le expansiona uh, conștiința și de a învăța ceva fiecare unul de la celălalt, chiar și în relațiile existențe, cumva va exista o dinamică de o anume dezvoltare personală. Um... Perioada de mercur retrograd din 29 decembrie până în 20 ianuarie, taurilor le va da destul de mult de gândit pentru că, spre exemplu, cei care au de dat examen în perioada imediat următoare, cu siguranță vor învăța destul de bine și se vor prezenta foarte bine la examenele respective sau pur și simplu își vor revizui anumite atitudini și filozofii de viață care vor constata că nu mai sunt de actualitate și vor dori să le înlăture sau să călătorească undeva în locuri unde s-au simțit ei foarte bine. Gemeni. Pentru gemeni e bine să se bucure de această perioadă a Crăciunului și pentru că până aproape de Revelion respectiv pe 29 decembrie planeta care îi guvernează Gemeni va intra, Mercur va intra în mers retrograd și acest lucru e foarte posibil să le afecteze într-o oarecare măsură inclusiv starea de sănătate și atunci pe sfârșitul de ani e bine să fie foarte atenți. Pentru gemeni nivelul lor de energie n a fost neapărat unul foarte ridicat. Iar uh, această lună nouă care uh, se produce la ei în casa 8 uh, îi face uh, detectivii uh, perfecti, să-și înțeleagă toate uh, problemele care le au uh, legate de uh, convingeri, obiceiuri pot să fie atât de determinați și atât de hotărâți încât să-și reinventeze viața renunțând la tot felul de obiceiuri și comportamente nocive. Deci, dacă vreți, spre exemplu, să mâncați mai puțin zahăr, să pierdeți niște kilograme, să renunțați la mâncatul seara, să renunțați la fumat sau mai știu eu ce alte vicii care, într-un fel sau altul, vă afectează sănătatea, acum veți fi în preajma acestei luni noi, veți fi mai determinat și mai hotărât ca niciodată să faceți acest lucru și culmea este că dacă veți porni cu o stare mentală de a renunța la aceste lucruri, cu siguranță veți și reuși într-un mod spectaculos. Această lună nouă, însă, vă poate ajuta să obțineți și o finanțare. Atenție însă că e bine ca lucrurile să le grăbiți cumva până la începutul săptămânii imediat următoare, adică până în 27-28, pentru că din 29 încolo de când Mercurul și începe mersul retrograd, e bine să țineți cont de faptul că semnarea unor de documente e de preferat să se amâne pentru 20 ianuarie. Dar puteți să identificați acele surse de finanțare, să obțineți un credit, o linie de credit, un card de credit sau pur și simplu o finanțare pentru anumite lucruri pe care dumneavoastră le doriți să le extindeți în viața dumneavoastră și aveți nevoie de acest sprijin. Pe de altă parte, așa cum am zis, e vorba de transformare interioară și e vorba de transformare interioară destul de serioasă. Este foarte posibil e ca în planul material. Gemini, spre exemplu, să-și dorească să renoveze în săptămânile care urmează o anumită parte de casă care de altfel are legătură cumva, așa cum am zis, cu interiorul și cu corpul lor. Pentru că în același timp ei de fapt își doresc o reinventare a lor ca și mod de comportament, ca și mod de reacție la anumit stimul care reacție pe pilot automat nu le face bine și atunci au capacitatea să schimbe aceste reacții și, și, să înțeleagă ce anume le uh, generează. Deci e o perioadă foarte bună de făcut terapie pentru că aceste terapii cu siguranță vor avea rezultate spectaculoase iar uh, dacă e ceva care uh, logicii și uh, comunicativi gemeni o vor avea în perioada imediat următoare este intuiția la niște cote de excepție. Deci uh, cumva încercați să comunicați la nivelul empatiei și ascultați ascultați-vă intuiția că mai mult ca sigur nu veți da greș absolut deloc. Plata datorilor de asemenea va fi, una foarte, va fi o, 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 preocupare pentru gemeni în perioada imediat următoare, iar acel mercur retrograd, care, deci planeta care guvernează, care își va începe mersul retrograd din 29 decembrie și va merge până în 20 ianuarie, va da posibilitatea fie să-și achite datoriile, fie să li se returneze banii, dar pe de altă parte, așa cum am zis, este foarte bine să lucreze pe tot ce înseamnă zona aceasta de convingeri și să continue zona aceasta de terapie pentru că este una foarte uh, frumoasă. Pe de altă parte ce e foarte bine de știut este că uh, Jupiter uh, la ei mutându-se în casa 11 în perioada imediat următoare vor avea o viață socială în creștere. Vor cunoaște oameni noi, își vor face prieteni noi, vor intra oameni foarte influenți în viața lor cu destul de multă ușurință care să-i sprijine și să-i ajute pe tot ce înseamnă uh, evoluție, susținere pe zona de carieră, pe susținere de zona profesională sau oameni pur și simplu influenți care au un anume grad de cultură, de cunoaștere care le, poate, le pot oferi gemenilor acele informații de care ei au nevoie ca să meargă mai departe într-o viață frumoasă. Racul. Pentru rac este al treilea semn cardinal care va beneficia din plin de această lună nouă din 23 decembrie. Racii au o șansă și o oportunitate extraordinară de a-și extinde cariera. Pentru că Jupiter se mută la ei de mâine până la jumătatea lui mai 2023 în casa a 10. Deci e bine să țină cont de faptul că acolo sunt șansele, oportunitățile, posibilitatea de a-și extinde această zonă de carieră într-un mod care să fie extrem de accelerat. Luna 9 la ei se produce în casa 7, și atunci această casa 7 vine pe zona partenerială. Și atunci, inclusiv pe zona de carieră, dacă au nevoie de un partener, de cineva care să-i susțină pentru a face ceva pe zona aceasta de a-și vedea un vis împlinit pe ideea de a-și deschide un business și le extinde pe cel actual, poate apărea acest partener acest, acest partener-parteneră cu care să poată să încheie uh, asocierea cu scopul de a-și vedea acest vis uh, devenit la realitate și care să vină, fie cu partea materială, fie cu logistica, fie cu ceva cu care, de care era cu ani nevoie ca să uh, se susțină pe zona de carieră. Pe de altă parte, inclusiv uh, relațiile personale vor cunoaște o uh, îmbunătățire uh, dacă relațiile sunt funcționale pentru că această lună nouă vine cu un suflu nou și atunci vom asista în perioada imediat următoare la raci care poate să se căsătorească, să se logodească să se mute împreună cu persoana iubită sau cei care sunt deja într-un parteneriat să aibă momente foarte frumoase pe care să le petreacă mai ales în, zona, în perioada Crăciunului alături de soțul soția aducându-și aminte ce norocoși sunt, sunt într-o într relație atât de frumoasă și împlinitoare care de altfel le oferă siguranța emoțională și stabilitatea pe care racul și-o dorește atât de mult din partea familiei atât de origine cât și cea pe care și-a creat-o. E bine de știut că inclusiv această perioadă de retrogradare a lui Mercur din 29 decembrie și până în 20 ianuarie le poate aduce șansa de a rezolva conflicte, de a repune pe tapet probleme vechi și de a le discuta, inclusiv ideea de a apela la consiliere dacă vor ca o anumită relație să cunoască o îmbunătățire și simt că au nevoie de un ajutor din afară. Pentru toate cele despre care am povestit mai devreme, există și niște raci care vor avea mult mai multă șansă și mult mai multe de obținut din aceste aspecte, respectiv cei care sunt născuți între 21 și 25 iunie sau aș, au își cunosc ascendentul și la un primele 4 grade de rac. Trecem mai departe și vorbim despre leu. Pentru lei urmează o perioadă de um, un, um, o încredere și un entuziasm pe care nu le-au mai avut de foarte mult timp. De mâine de când Jupiter se mută la ei în casa noua și va rămâne acolo până la jumătatea lunii mai, ei vor avea un entuziasm, așa cum am zis, un, o încredere în viitorul lor, care va face să se și materializeze aceste lucruri pe care ei le țin în, în, în atenția lor. Deci e bine să țineți cont de faptul că nu, sta, nu, nu încercați să fiți cât mai pozitiv cu, cu putință, să uh, fiți cât mai optimiști pentru că în felul acesta universul vă va răspunde cu tot felul de oameni și circumstanțe care vă vor ajuta care vă vor ajuta să creșteți în direcția pe care vă doriți. Probabil că în ultimă în, în această perioadă lei vor călători mai mult ca de obicei, vor dori să intre în contact cu oameni care să le sporească această capacitate de a-și lărgi conștiința și modul cum văd lucrurile. E foarte posibil să finalizeze niște studii superioare, dacă au vârsta la care să facă acest lucru, chiar dacă poate nu l-au terminat la momentul când a trebuit, acum cu siguranță le vor finaliza cu foarte mare ușurință, inclusiv la examene cu siguranță vor avea destul de multă șansă și noroc, pentru că așa cum am zis, pentru tot ce înseamnă zona aceasta de extindere, e șansa și oportunitatea îi însoțește. La ei luna nouă se produce în casa 6, atunci, cu, această cu acest entuziasm și cu această încredere pe care o vor avea de mâine încolo, dintr-un mod din ce în ce mai, mai mare și mai crescut, pot să-și dea startul unui nou regim de viață chiar dacă sunt iminente sărbătorile, s-ar putea să decidă că de, din ajunul Crăciunului ei vor trăi viața mult mai echilibrat și mai frumos, vor mânca mai puțin, vor bea mai puțin, vor dormi mai bine, deci cumva ceva care să le îmbunătățească starea de bine și, bineînțeles, și sănătatea. E foarte posibil să-și dorească să apeleze dacă sunt într-o zonă de suferință și afecțiune la niște tratamente noi, să meargă la un medic nou, deci cumva să schimbe ceva în rutina pe care ei o au cu scopul de a se vindeca și de a se recupera după o anumită suferință. Evident, această casă așa se vorbește inclusiv și de uh, un loc de muncă nou, deci uh, cumva uh, ori se schimbă ceva în uh, uh, cadrul locului de muncă pe care l au și cumva ei sunt uh, mai bine văzuți și sunt mai mulțumiți cu ceea ce se întâmplă acolo, fie pur și simplu au și șansa uh, grozavă de a-și găsi un loc de muncă nou prin intermediul exact ceea ce spuneam, gândirii acestea pozitive care materializează destul de repede ceea ce își doresc Ceea, 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 ce ei își doresc. Um inclusiv pe planul relațiilor personale, lei sunt în perioada imediat următoare destul de pragmatici și vor să facă lucruri frumoase, deci cumva să facă pregătirile împreună cu persoana iubită, să meargă la cumpărături împreună, să facă pregătirile brad împreună, să gătească împreună, deci cumva să facă aceste lucruri împreună și cumva să și echilibreze dacă cumva în perioada de până acum n-au avut destul de mult timp să fie destul de prezenți în relație, deci Cumva au nevoie să-și uh, uh, echilibreze anumite. Uh, Situații care poate n-au creat un confort și un echilibru. Însă, lei care doresc să-și găsească o relație nouă, o vor găsi fie prin intermediul locului de muncă, fie prin intermediul acestor practici pe care ei le au ca să-și sporească sănătatea. Faptul că merg la sală, acolo pot întâlni pe cineva, sau cumva în zona aceasta de practică uzuală așa cum am zis, care are legătură cu starea de sănătate. Îmi vine în minte acum o idee cum că iubitorii de animale cumva se pot întâlni mai ușor în această perioadă pe baza iubirii și grijii pe care o au față de aceste animaluțe de companie care cu siguranță le bucură viața. Mercurul retrograd din 29 decembrie până în 20 ianuarie 2023 pentru Leila aduce o preocupare crescând pentru partea de sănătate și le poate aduce tot felul de uh, situații din trecut la locul de muncă tocmai cu scopul de a fi mai bine acolo unde sunt sau chiar le pot aduce posibilitatea de a se întoarce la un loc de muncă pe care l-au avut cândva și unde s-au simțit foarte bine. Fecioară. Pentru fecioară e bine să țină cont de faptul că uh, fecioară sau ascendent în fecioară uh, Până în 29 decembrie se pot bucura din plin de acest Crăciun și cumva au și energie și au și tonul, sunt foarte creativi, sunt foarte dornici să trăiască viața la maximum și chiar o pot face cu adevărat. Din 29 decembrie, însă, planeta care îi guvernează Mercur intră în intr mers retrograd, și atunci lucrurile nu vor mai sta neapărat foarte bine pentru ei, cel puțin pe ultimile zile ale acestui an. Deci e bine să profite din plin de aceste zile, mai ales că ei sunt într-o perioadă în care romantismul este la la loc de cinste, creativitatea nu mai zic și atunci pot trăi frumos alături de persoana iubită și pot găsi cu foarte mare ușurință relații de iubire noi pot fi foarte inventivi creativi de așa manieră încât practicarea hobby să le aducă o stare de liniște și de pace iar această lună nouă din 23 decembrie exact asta vine să le aducă. Noutatea pe tot ce am zis mai devreme. Fie să-și reaprindă uh, flacăra iubirii într-o iubire deja existentă, într-o relație deja existentă. Fie să-și găsească o iubire nouă. Fie să își îmbunătățească relația cu copiii. Uh, să înceapă un proiect creativ care să le fie foarte drag sufletului lor și care, de altfel, să le aducă uh, un, uh, o posibilitate de a avea eventual un uh, uh, job secundar față de cel pe care l-au și în felul acesta să simtă că sunt și util și câștigă și mai mulți bani. Deci tot ce înseamnă zona aceasta de stare de bine și de bucurie pentru fecioare este o perioadă excelentă de a o trăi în, 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 în următoarele săptămâni. Pentru ei în perioada următoare e bine să țină cont de faptul că parteneriatele profesionale le pot aduce mai mulți bani, dar aveți pe de altă parte o veste bună pentru fecioare este că le crește sexapilul destul de mult și atunci pot fi mult mai atractivi, mai ales pentru persoanele care vor să atragă relații noi de iubire în viața lor, o vor face cu mai multă ușurință ca oricând în perioada care urmează. Mercur retrograd, planeta care îi guvernează din 29 decembrie până în 20 ianuarie 2023, nu va face nimic altceva decât le va aduce noi idei de cum anume să-și trăiască relațiile de iubire, cum să facă pentru copii să fie mai bine, cum să-și educe copiii mai bine și cum să-și trăiască timpul liber mai eficient și mai frumos. Pe de altă parte însă tot ce ține de trecut se actualizează. Deci pot veni iubiri trecute, pot apărea tot felul de idei creative care poate la un moment dat nu le-au dat importanță și acum le pot pune la treabă. Balanța, pentru balanțe o perioadă foarte interesantă în care viața le oferă șanse și oportunități din plin prin alți oameni. De mâine Jupiterul se mută la ei în Casa 7 și atunci pot întâlni extraordinar de mulți oameni care să fie dornici să-i ajute pentru orice își doresc legat de viața lor, de, de a ai susține pe zona de carieră, de a-i susține pe zona de mentorat cu idei noi. Și inclusiv ideea de a-și îmbunătăți parteneriatele deja existente și de ce nu de a întâlni oameni noi cu care să intre în relații de lungă durată și să ajungă să se căsătorească, să fie împreună pe o, pe, pe o perioadă foarte lungă de timp sau pentru tot restul vieții. Pentru balanțe, această lună nouă se produce în casa 4, și atunci, cumva, pentru ei, intuiția lăsând la o parte că este la niște cote foarte mari, tot ce are legătură cu casa și cu familia va fi de foarte mult interes. Și cum spuneam că există posibilitatea să aibă și relații pe termen lung e foarte posibil ca balanțele care sunt într-o relație să-și caute o locuință uh, pentru a da start acestei relații pe termen lung. Pe de altă parte, uh, tot ce ține de casă și familie, de asemenea, sunt de bun augur. Adică dacă vreți să renovați o casă, dacă vreți să uh, uh, vindeți, să cumpărați o casă, acei oameni benefici care spuneam că vă pot apărea, uh, vă pot sprijini. Găsiți foarte repede meseria și foarte buni care să vă susțină pe, pe un proiectant bun pentru uh, ideea de a construi casa de a extinde sub o formă sau alta locuința pe care deja o aveți deci tot ce ține de zona de casă și familie inclusiv partea de înfrumusețare de construcție, de vânzare, de cumpărare inclusiv dinamica relațiilor, relațiilor cu membrii familiei de asemenea se poate îmbunătăți într-un mod semnificativ dar atât de mult și bine cum poate nu ați mai făcut-o de ani de zile inclusiv perioada aceasta de a lui Mercur în uh, perioada dintre 29 decembrie și 20 ianuarie, nu va face nimic altceva decât vă va aduce posibilitatea de a încheia documente, contracte de vânzare-cumpărare, de a regândi planul pe care l-ați avut legat de reconstrucția sau efectiv întemeierea unei familii și toate aceste lucruri nu vor, nu vor fi decât mai mult decât favorabile. Uh, pentru balanțele care sunt născute între 23 și 27 septembrie sau își cunosc ascendentul și la un primele 4 grade de balanță, toate aceste lucruri vor fi mult amplificate. Și ajungem la ultimii, dar nu la cei din urmă, la Scorpion care uh, au nevoie să socializeze foarte mult în perioada imediat următoare. Jupiter, de când de, uh, uh, mutându-se de mâine în Berbec la ei, în Casa 6, tot ce ține de loc de muncă, tot ce ține de stare de sănătate, va cunoaște un plus și un boost uh, foarte rapid. Fie și îmbunătățesc uh, condiția la locul de muncă, fie și îmbunătățesc sănătatea, pierd cu ușurință kilograme, uh, tot ce ține de partea aceasta de stare de bine și de sănătate, va cunoaște un plus cu fiecare zi care trece până la jumătate. A lui mai, anul uh, imediat următor. Deci, o perioadă foarte bună să vă fortificați și să vă îmbunătățiți starea de sănătate, inclusiv ideea de a vă găsi un loc nou de muncă, de asemenea, este cu foarte mare ușurință, poate chiar și uh, uh, mai mult decât vă, vă așteptați, poate să vă ofere acest loc de muncă. Această lună nouă se produce în Casa 3, și atunci, pentru dumneavoastră, ideea de conversații întâmplătoare, com, uh, socializare cu uh, pe aceste drumuri scurte, pe care le, put, le veți face cu siguranță în toată perioada imediat următoare pentru a rezolva diverse lucruri pentru frațuror, pentru casă vă pot aduce persoane noi care să fie chiar importante pentru dumneavoastră. Fie vă pot aduce foarte multe decizii și foarte multe discuții lămuritoare cu persoanele importante existente în viața dumneavoastră, fie pentru cei care sunteți în căutarea unei relații de iubire, o conversație întâmplătoare cu, și aparent fără prea mare importanță, se poate transforma ușor într-o discuție plină de um, um, pasiune și de plăcere cu o persoană care poate să um, intre în viața dumneavoastră ca o potențială relație de iubire. Deci, inclusiv, gândiți-vă că mergeți la cumpărături și puteți întâlni pe cineva, mai ales acum că este destul de multă aglomerație în, la, în tot ce înseamnă zonele de cumpărături sau pur și simplu în rutina zilnică de dimineață unde vă opriți să vă luați cafea în drum spre serviciu, de asemenea puteți socializa pentru că sunteți foarte deschis și aveți un șarm deosebit în a comunica. Această uh, uh, lună nouă în casa a treia, deci, vă îmbunătățește nivelul de comunicare, vă aduce în, în minte tot felul de idei noi, vă aduce uh, decizii foarte frumoase și importante pe care le puteți lua pentru dumneavoastră și pentru viața dumneavoastră de așa manieră încât ea să cunoască o îmbunătățire, inclusiv vă poate face mult mai șarmant și mult mai uh, 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 atractiv pentru a intra în proiecte legate de comunitatea în care locuiți, pentru proiecte în care cumva să fiți dumneavoastră cel care sunteți purtătorul de cuvânt pentru o anumită, nu știu, comunitate din cadrul biroului, serviciului unde sunteți, de așa manieră încât iarăși să ieșiți în față și să fiți remarcat pentru eforturile pe care le faceți și pentru cât de bine gestionați anumite situații de criză pentru care pe, 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 și uh, aceste situații alții nu se bagă și nu le accesează. Deci pentru Scorpion e o perioadă foarte interesantă pe zona aceasta de socializare și de comunicare. Mercur retrograd în perioada 29 decembrie 20 ianuarie, în primul și în primul rând vă invită să găsiți niște măsuri suplimentare pentru a vă odihni, pentru că s-ar putea să aveți capul plin de gânduri, să gândiți mult prea mult și acest lucru să vă afecteze calitatea somnului, inclusiv Capacitatea dumneavoastră de a vă concentra și vă predispune la destul de multe accidente cauzate de neatenție. Însă, el, ca uh, uh, potențial, este să vă aducă foarte multe idei care uh, să fie uh, grozave pentru perioada imediat următoare. Vă pot aduce să găsiți documente pe care nu le găsiți de mult timp și să <coughs> găsiți obiecte care de asemenea poate le-ați pierdut și nu le-ați găsit până la momentul acesta, și poate le-ați și declarat pierdute. O să aveți foarte multe surprize frumoase, inclusiv din partea unor oameni care cunoștințe întâmplătoare la un moment dat se întorc acum în viața dumneavoastră și se pot dezvolta în prietenii foarte frumoase sau chiar în, și mai mult decât atât în relații de iubire foarte împlinitoare. Acestea au fost uh, previziunile cumva pentru uh, perioada 19 decembrie-2 ianuarie. Uh, informațiile sunt prezentate realmente într-un mod succint, dar uh, sunt convinsă că într-un fel sau altul pentru dumneavoastră au fost mai multe cât uh, suficient. Eu vă voi scrie pe parcurs uh, în măsura în care voi considera important în continuare pe uh, Instagram. Uh, analizele zilelor cu adevărat importante. Vă urez să aveți un Crăciun minunat, vă urez să fiți înconjurați de oameni dragi, să aveți o ușurință în a gândi pozitiv și de a vă duce vibrația emoțiilor, a trăirilor, a tot ceea ce sunteți cu foarte mare ușurință la un nivel foarte ridicat. Vă mulțumesc încă o dată pentru toată atenția pe care mi-ați arătat-o și tot, pentru toată susținerea dumneavoastră, nu numai din acest an, din toți anii pe care, în care am fost împreună. Să intrăm în nou an cu optimism și cu speranță. Eu personal sunt foarte optimistă și foarte încrezătoare în tot ceea ce se va întâmpla în lunile imediat următoare și către direcția nouă care ne va unica într-o menire mult mai uh, uh, potrivită și mult mai... Uh, rafinată și elevată decât ce am avut vreodată până acum, iar acest lucru, așa cum am zis, nu-l putem face decât împreună. Încă o dată, sărbători fericite, cu abundență în tot și în toate, cu sănătate multă, cu oameni dragi alături și un început de an așa cum vi-l doriți, iar 2023 să vă aducă tot ce vă doriți și încă puțin pe deasupra. Să ne revedem cu bine la începutul lunii ianuarie.